Hai, salut băieți și bine v-am găsit la un episod din Serena străzile că de Samp, tot pe serverul un Eclipse Watch lag a fost. Băieții, în episodul de astăzi vreau să vorbim despre mai multe lucruri pentru că s-au întâmplat ca multe de când am mai postat un clip cu Samp și stau să dau și muzica mai la căști. Așa. Dacă te uiți acum la clipul lucrurilor și nu ești abonat, îți plac băieții și dacă nu dai like, la fel. Bun. Hai să începem. Deci, în primul rând, înainte să începem videoclipul, nu uitați să dați like, băieții, la acest videoclip și să vă abonați dacă sunteți noi pe canal, să apreziți acolo clopoțelul ca să primiți notificări când facem live-uri și când postăm un nou clip. Bă, în primul rând vreau să vă zic că am terminat cu bizurile, adică s-au dat toate bizurile la licitații, mi-am luat ce am vrut. Bine, nu am luat ce am vrut, dar inițial, dar am luat ce am vrut după ce nu am reușit să iau 24-7-le. Am luat două bizuri, am luat SNN-ul V și Rentcar-ul LS. Și de acum înainte o să putem să facem giveaway-uri. Deja am făcut unul cu 50 de caca pentru că mi-au rămas din banii de la licitații. Am dat și banii înapoi. Dar toți băieții zic eu, dar am văzut că cineva mi-a comentat la un videoclip sau la un live, nu mai știu, că lui nu i-am dat banii și el m-a ajutat pe mine. Nu știu, o să vorbesc. Oricum, în mare parte banii au fost returnați, banii au fost dați înapoi dublu. De exemplu, dacă cineva mi-a dat 50 caca, a primit înapoi 100, băieții poate să vă confirme asta. Și v-am zis, de acum o să începe să facem giveaway-uri, dar mai întâi vreau să-mi iau și eu un Infernus și cred că cam atât, că după vă dați seama că nu o să dau toți banii la giveaway, care o să-mi producă bizurile, că na. Până la urmă vreau să-mi iau și o casă și niște mașini, dar oricum giveaway-ul o să facem, dacă nu în fiecare săptămână, cel puțin atât la două săptămâni cred că o să facem. A fost adăugat și un nou update pe server, pe care cred că majoritatea știți, dacă jucați aici a fost adăugat Battle Pass-ul, dacă dăm Battle Pass sau slash Moon Pass, cum vreți voi, Moon Pass, cred că am la desync. Sau mi-a picat mie netul, sau a picat serverul. Că în ultimul timp cam pică serverul, nu știu, are probleme. Nu serverul pică, de fapt pică externul, din câte am înțeles, și pică doar la anumiți jucători care au internet de la UPC, Telecom și nu mai știu ce dracu mai era. Da, n-are rost, că văd că nu mai funcționează. Da, hai că așteptăm. Bun. Să vă zic că continuare. Deci a fost adăugat Battle Pass-ul. Dacă o să mă conecteze să vă pot arăta. Hai să dau un slash Q și să intru iar. O să vă pot arăta cum arată. Chiar dacă îl știți, o să vă prezint și eu cum sunt misiunile și ce aveți de făcut. Adică cum o să puteți să faceți puncte de experiență ca să urcați în tier. Adică în nivelele alea de la Battle Pass. Dacă ați jucat Fortnite, cred că știți că pe Fortnite a fost apărut prima dată Battle Pass-ul, cred. Dar ce am zis că a picat la toată lumea. Mai încercăm. Recon, hai că baned. Da, mă. Nu înțeleg de ce face așa, uite, vedeți că ce drop a avut de jucători. Gata, acum cred că merge. De la 340 de jucători la 294, n-am zis, nu pică la toată lumea, dacă nu o să meargă acum, aia e, nu știu ce, dar o facem. Am primit și eu rank up în PD, vreau pe videoclipul ăsta să fac și ceva raport în PD, am primit rank 2, de acum o să pot să mă duc după robber, după ce vreau, numai că nu o să pot să iau permise încă. Permisele cred că sunt de la rank 3, am făcut ceva din raport, parcă tichetele toate sau aproape toate, hai că merge. Așa, hai mă să vă arăt Battle Pass-ul, Moon Pass. Deci, astea sunt tier-urile și aici vă apare tier-ul la care sunteți voi, aici aveți experiența. La fiecare tier aveți, de fapt, nu aveți la fiecare tier. Ok, stați așa. Da, de fapt, la fiecare tier aveți nevoie de 150, parcă, de puncte de experiență. Misiunile de la Battle Pass Chapter de aici vă dă câte 200 sau 300, nu mai știu exact, de puncte. Eu am ceva terminate pe aici, am barbut, 1, 2, 3 am doar? 1, 2, 3, da, 3 din 6
3 de 6 quest-uri le-am terminat. E bine, e destul de greu să le faci, adică sunt quest-urile grele, dar într-un fel e mai bine așa, că nu trebuie să le faci pe toate într-o zi, să ai activitate pe server în, pe mai multe zile. Stați așa să ne aduc și eu Turismo-ul. Da, nu zic aplicat iar. Ba, da. Nu să mă mai deconectez chiar dacă pică, că e urât să vă uitați la mine din lobby, așa măcar mă mai plimbe și vorbim. Numai că nu o să putem să facem raport în PD. Puncte de astea de Moon Pass, de Battle Pass, ce v-am arătat eu, faceți de la questurile alea, faceți la fiecare payday, dar asta depinde în funcție de timpul petrecut într-o oră, adică dacă într-o oră ai 10 minute primești mai puține, dacă ai jumătate de oră primești mai mult, dacă ai o oră primești și mai mult. Vă dați seama. Primești și de la questurile zilnice, din câte am înțeles. Ha, mă, chiar nu merge. Băi, ce mă enervează. Primești și de la questurile zilnice și cred că dacă o să fie adăugat un quest special, o să primi și de acolo. Hai, coaie, cu serverul. Mă, băieții, și vreau să vă anunț că în videoclipul următor, adică în videoclipul de mâine, când vedeți voi clipul ăsta, o să dau drumul la un giveaway. Bine, am anunțat asta cam târziu, dar cred că v-ați uitat până aici câțiva dintre voi. O să dau drumul la un giveaway pe Behood, pentru că foarte mulți m-ați spamat să dau ce am eu pe acolo, o să dau clanul, banii, skinurile și ce mai am pe acolo. Și mi-a dat mesaj un băiat, Iulian, parcă... Ce par l-am pus-o? Am capsul? Nu am capsul. Băi! What the fuck? Name Hunter. Nu-mi zică. Așa, m-a speriat, am zis că s-a spart vreun convert. Hai să mergem să... Vă arăt că asta merge într-un bar și îmi bate. Te dă un spawn, then get my car. Da, mă, dacă aveți VIP Diamond, puteți să vă aduceți mașina la voi odată la 10 minute, puteți să vă puneți nos pe orice mașină pe care o conduceți. Și VIP cont și ce beneficii de astea? Cont VIP, ce beneficii mai aveți? 175 ca la payday, 200 skin-uri premium între 0 și 299, culoare specială în cea vă arăt imediat și cam atât. Cam asta e culoarea, e culoarea Diamond, adică albastru ăla de diamant. Hai să mergem acum într-o bar să ne îmbătăm, nu cred că mai avem timp pe clipul ăsta să facem ceva raport în PD, dar n-are nimic oricum. Ia să vedem, mai raport. Ulu, 2 runner și 3 tichete și eu trebuie să fac 20 de runner și 5 tichete, dar oricum le fac, nu mă plâng de asta, că se face destul de repede raportul, e destul de mic, bine, nici nu prea sunt, mai ales acum cum pică din cauza la flood, cred, sau nu știu exact de ce pică asta, dar nu prea le-am eu cu fludul, cu picatul, cu spartul de astea, dar eram și eu pe la level fix și parcă așa zic, că din cauza la flood și nu are ce să-i facă, deci ai, băi, toate serverele cred că pică, dar văd că nu ține mult, adică doar așa pe moment. Aia acum să mă îmbăt, mă, sincer n-am făcut nicio quest-urile astea zilnice sau câte puncte de alea de battle pe să-mi dă, dar hai să vedem. Dăm aici bui drink și cumpărăm vin, că cu ăsta ne îmbătăm repede. 5 cama. Gata, mă, deci 10 Battle Pass Experience și 15 Moon Points. Mă, ce am, mă, Moon Shop, 430 am. Ce pus eu, mă, de aici? Diamond, care e 3500. Normal Vehicle Crate. Mă, interesant, oricum o să le adun pe alea, nu o să le folosesc. Nici nu știu cum le fac, dar nu contează. Pot să dau up pe Battle Pass. 746 pentru tier următor, la tier 5 acum o să luăm 8 trupuri și după o să înceapă grosul, deci vedeți și voi pe aici un cacan clan, 2 XP de Hayden, 155 experience, 75 de cristale, uite, 10 VP-uri, 75 ca materiale, 2 milioane, 300 moon points, 50 rob, adică la mine free, red neon skin, create, VP-uri iar, Hayden iar, bani.
iar pe de dublu. 2x fel tank upgrade ăsta, nu știu ce e normal crate, nu știu, aici PP-uri, iar crate, bani, roburi. O să trec așa prin fiecare să vedeți cam ce poți să primești. Nu, dar cred că eu asta v-am mai arătat-o sau m-am arătat-o pe un live. Nu mă, n-am mai arătat-o, că n-am mai filmat, că ieri a fost băgat Battle Pass-ul. Am eu așa un deja vu, dar nu știu ce ori am mai vrut să filmez, dar nu mai țin minte și... Hai mă, tot o să mă duc și la PD să vedem, poate reușim să vedem dacă e ceva... Dacă e ceva wanted, dacă e player wanted. Da, mai ia să dăm și aici un stat, să vedeți și voi ce am mai făcut la acum, 70 de ore, 107kk momentan, am luat și SNN-ul, da, v-am zis la început, dar am uitat să vă arăt. 41 de cacao, nu știu exact cât produce, o să mă duc să scop bani din el. Să văd cu produce pe zi, slash duty. Dar v-am zis, rent carul se face între 7 și 10 cacao, asta depinde... Depinde de cât jucători sunt conectați, vă dați seama. Wanted, da, 5 cacao min... Ok, niciun jucător cu wanted. Minim 5 cacao îi face asta, pot să vă zic... Pot să vă zic sigur. Hai că... Facem și noi wanted dacă e. Hai de cristal. MDC-23. Și că MDC, dar n-are nimic. Ce să facem? Ce să mai facem pe videoclipul ăsta? Nu prea mai avem ce. V-am zis cam tot ce am avut de zis. Despre biz, despre giveaway-uri, payday, update. De fapt nu am zis de payday, update, mă. Da, m-a fost adăugat un update și de fiecare dată... De fapt nu de fiecare dată. Dacă o să stați conectați pe server mai mult timp, fără să vă deconectați, asta sigur v-am mai zis și într-un clip trecut, dar nu știu, o să vă zic chiar pentru cei care ne-ați văzut clipul. Dacă stați conectați mai mult timp, fără să vă deconectați și permiți mai multe payday-uri, o să primiți anumite beneficii pe fiecare payday conectat, adică dacă ai două payday-uri, banii de bancă cred că o să-ți crească, dobânda, o să primești mai mulți bani dacă... Nu mai știu ce dădea la PD, bani în bancă, parcă dobândă și rupă, doar dobândă o să crească. Da, mă, cred că doar dobândă în bancă. Dar, de exemplu, dacă la 2 PD-uri conectate e 50kk, la 3 PD-uri probabil o să e 55, la 4 PD-uri 60 și tot așa. Dar am zis și eu așa niște sume la nemereală, nu știu exact cum e sistemul ăsta. Când pui clipul dimineață. Da, mă, și vreau să vă zic și de clan și asta am uitat. Dacă vreți să intrați în clan, puteți să mă contactați pe mine sau unul din membrii care au rang 6, îi vedeți aici. X-Viper, Crystal, Beanstar, Relo, Lelo, Zel și Hunter. Le dați mesaje, ziceți că vreți să intrați în clan, momentan nu avem nicio cerință, adică nu aveți nevoie de nivel, nu aveți nevoie de facțiune, nu aveți nevoie de nimic. La clan avem așa, spawnează, avem un Infernus, două Burrito și un Sultan. Și câți bani mai avem în clan? Și încă 19... Și încă 19 caca, what the fuck, nu știu de unde. Băi, asta mă muntesc. Cred că au făcut băieții aia cu... Cu... Da, mă, au făcut băieții asta cu clan balance, sigur, că n-are cum... Și ia să vedem următoarea mașină la clan care o să fie. Clan Vehicles, Bui, Vehicle, Bullet. După aia cumpărăm mașini, facem aici colecție de mașini să aveți fiecare gen. Dacă intrați în clan și sunteți la început, nivel 1-2, nu aveți mașini, să nu mai cumpărați mașini de la rent, puteți să intrați în clan și o să lăsăm câteva mașini. Momentan de rank 1 am ambele Burrito și Sultanul. Bulletul și Inversul cred că o să-l punem de rang 2, dar mai puteți spawna mașinile rank 1-2, nu. Iar a picat. Dar oricum, cam atât vă zic cu acest videoclip, cred că v-am zis tot ce am avut de zis, dacă e să uit ceva, oricum o să vă anunț într-un alt videoclip, adică în videoclipul viitor. Nu uitați dacă sunteți noi pe canal să vă abonați, să priviți clopoțelul și dacă vreți în continuare să apăsați pe butonul de like, eu am fost Hunter, ne vedem data viitoare, re!